ziua siguranței rutiere, suntem la AmCart, pregătiți aici la simulatorul de impact. Sebastian Itu, instructor Nabucco Rally Academy, este pregătit pentru prima demonstrație. Avem și primul tânăr care a urcat în simulator. Haideți să vedem cum se desfășoară această probă. Ceilalți așteaptă, avem peste 60 de tineri care sunt prezenți la evenimentul Siguranța Rutieră. Și vorbim de un impact de 20 de kilometri la oră, prin care încercăm să-i facem pe copii, pe tineri, să fie un pic mai conștienți, să înțeleagă cam cât de dur poate să fie șocul pe care îl preiau la un accident de 20, sau mai bine zic, la un impact frontal de 20 de kilometri la oră. Și a trebuit să-și pună întrebarea ce se întâmplă sau cât de bine ar putea să reziste la 50 de kilometri la oră impact frontal, sau la 70 sau la 80 de kilometri la oră. Dacă ar înțelege că centura salvează viața și ar fi conștienți că toți în mașină ar trebui să, toți participanții din mașină ar trebui să poarte centura de siguranță, cred că undeva am face un lucru foarte bun, dacă am putea să educăm în spiritul ăsta și să înțelegem.